Salutare, oameni buni, și bine v-am revistat la un nou episod din Witcher 3 DLC-ul de la acest minunat Blood and Wine. Și poate acum vă întrebați de ce mă aud așa sau dacă mă aud mai prost sau mai bine. Eu zic că e mai bine. Ei bine, mi-am schimbat căștile. Înainte aveam un Razer, cred că în Pro F2, dar s-au bulit bureții și a trebuit să-mi schimb căștile pentru că nu am găsit alți bureți și sau on. Și am zis, bă, am vrut să caut un microfon de calitate, dar la un preț decent. Și chiar am găsit la un preț ok, era la un milion, un milion jumate parcă, și am zis, bă, hai să caut și eu review-uri pe internet să văd, să mă conving că sunt bune. Iar când m-am uitat la review-uri și clipuri pe net, am rămas foarte uimit de calitatea microfonului. De obicei căștile n-au un microfon foarte, eu știu, de calitate, aș putea să spun, dar căștile astea, credeți-mă că m-au impresionat foarte, mod plăcut, și vi le recomand dacă, eu știu, sunteți low budget și aveți nevoie de niște căști bune. E bine, Somic, Genose 41 sunt pentru voi. Acum, ce scuze, dar sunt așa mai entuziasmat, mai știți și voi. Când am un chise șmecheră, na, sunt timid, așa e felul meu. This trophy, sir, is yours. Ok, glad to take the trophy. I'll take the trophy, why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Toussaint, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. Okay. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien Delatour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later. Near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. Am înțeles. Acum trebuie să ne ducem cu un tip Milton, să identificăm un cadavru. După care vom vedea, dar îmi place foarte mult că la Witcher 3 este că orice monstru pe care Geralt îl ucide trebuie să ia capul cu cuțitul. Deci, nu știu de ce nu-și folosește sabia, adică ăla avea o cască, chestie de aia, ca cu un dracu, dar mă rog, ok. Logica acestui joc mă depășește și sper ca să să fie ok, să nu veni foarte tare. Ia, în Blood and Wine you can undergo additional Witcher mutation, ok? To unlock new capabilities. Am înțeles. Deci noi ne putem debloca noi niște super puteri, parcă să numesc așa, putem să ne mărim, eu știu, mutagens, ca să zic așa. Dacă nu știți, căutați pe Google. Așa, și poate vă întrebați ce gear am eu. Ei bine, am aceste săbi, deci am un Winter Blade care puteți să luați de la Krach în Skellige, cam pe la sfârșitul jocului, după când mi-am amintesc, nu știu sigur. Iar asta este Rose of Share, așa. Și am această armură din Toussaint, e un e o armură foarte bună, încă nu am băgat incent pe ea, deci este clean. E o armură foarte bună. Așa. Am terminat jocul ieri, parcă, da, ieri l-am terminat. Și am zis, bă, să fac așa un episod de test, să vedem dacă vă place. Am văzut că seria de Witcher 3 normal nu v-a plăcut, așa că am renunțat la ea, din păcate, dar asta este. Ok. Acum, dacă m-am schimbat și căștile, acum nu știu cum e cu sonorul, așa că fiți mai blânzi cu mine. Acum trebuie să investificăm. Ok. Mamă, deci urăsc partea asta a jocului, deci urăsc foarte mult, dar trebuie să ne obișnim cu această parte. Mă rog, așa e tot jocul, ce să mai o lungim atâta. Și se pare că am găsit și câțiva monstruleți. Așa, niște scorver, nu știu ce sunt ăștia. Aoleu, ăștia mai și explodează, băga mai piciorul. Da, și mi-au din viață mult. Aoleu, fugi, fugi, fugi. Mamă, dar m-a luat din...
Dar n-am înțeles chestia asta, de ce explodează așa în halul ăsta? Dar mă rog, sunt monștri, așa că eu nu-i omorâm. Bun, băieți. Vedem ce aici, mag. Mag, ce dracu înseamnă? Cupă de asta, de, de, nu știu, un fel de pahar de asta mai mare. Aș putea să spun asta, cred că înseamnă mag. Dacă știți voi ce înseamnă mag, îmi spuneți în secțiunea de comentarii. Dacă vă place, evident, acest joc, poate când vă vedeți Witcher 3, vă spuneți, oh, cu Witcher 3, ce dracu. Fă și tu, Roblox, ca toți YouTube-ul și eu mecheri. Așa, la istorie a picat greu, băi băieți. A picat și asta cu Ștefa, cu Evul Mediu și secolul 19. A picat. Mi-a picat fața când am văzut. A fost greu. Brid, ok. Cred că pot să-mi dau și seama ce înseamnă asta. Okay, acum ce ar trebui să găsim în rahatul ăsta de apă? Mic. Au venit țiganii și l-a luat. Și acum o să zică cineva în comentarii, dar ce-i mă cu țiganii? Oh, dar ce tu cu țiganii? Mamă, dacă ne-au că se atacă așa de mult, știți, mă enervează, adică... Bă, dacă nu înțelegeți o glumă, sau așa, mai bine... Lăsați-o așa. DLC, păi da, e DLC-ul de la Witcher 3. Geralt o fucking Rivia. Use your Witcher sense to search the river bank for sign. Ok, nu mai vedem că nu mai semne ne arată jocul ăsta și îmi place mult de tot. Ok, ok, uite că și am găsit. Gata, am găsit. Așa, și căștile astea au și un buton pentru... Mamă, cum s-o de... Mamă, la... deci dacă e explozie de asta tare... Sau de basul tare, rău de tot, deci îți dă, zboară căștile, dar am dezactivat treaba asta. Ok. Ăsta e un mod pentru freza, deci dacă vă întrebați oare cum dracu am putut să fac treaba asta, e bine... E, căutați pe Nexus acolo și o să găsiți, băiți. De la Cura. Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions, no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. No, oh, tavernă. Adică, hei. Barely got back to Toussaint. M-am uitat, o să-i tu-mi place foarte mult. O să vedeți că o să fie diferit față de orașele principale la începutul jocului, ca să zic așa, de Novigrad sau White Orchard sau Velen, care e de căcat rău Velenul ăsta. Și de ce trebuie neapărat să îl urmărim pe Follow Milton. De ce trebuie să numai pe Milton ăsta, bă? De ce, mă? Adică ce, noi nu știm drumul spre tavernă? Spre taverna viselor. Ce dracu, mă, frate? A, știu că a apărut The Crew 2, dar o să fac, o să fie, că o să apară crack, pentru că sunt pirat și nu mai am bani. N-am bani, bă, am dat bani pe căștile, lăsați-mă în pace, acum... Anarieta. Acum, asta e. Lipsă de jocuri. Asta e, că de nuvo. Că bă, oamenii vor să aibă bani. Da? Mă rog, înțeleg, dar sper că optimizarea să fie mai bună acum. Sau măcar la grafică să fi lucrat puțin. Mamă, dar chiar e 7.1, mă jur. Mă jur, e 7.1, clar. Deci, m-am uitat, deci când am vorbit asta, s-auzea în partea stângă, frate. Mă, dar așa cum iau? Mamă, cât de tare e, frate. Deci, e 7.1 real, frate. Deci nu e ca la Razer. Razer-ul, nu știu, parcă nu era 7.1. Sau nu știu, n-am făcut o setare cum trebuie, habar n-am. Not else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today.
on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you, yes, call me Osta. From a far-off land, by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir the Peyrak Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Geralt. Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir the Peyrak Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. Dacă acum am stat de vorbă prea mult cu acest Milton. Oh, shit, dude. Băi, deci mă enervează pe mine la Windows 10 este că îți bagă pe gât update-uri. Adică nu te lasă să... Bă, dacă nu vrei să faci update-ul, nu ți-l faci. Dar nu, frate, Windows 10 știe, mă, ce e bine pentru tine, mă. El știe, mă. El e om, mă. El e... Bă, e inteligența artificială, mă. El știe, mă, ce dracu, ea... Mâine pe mine o să se folosească inteligența artificială, nu cea umană. Dar ok. Ok, sună bătaie. Deci unde se zice Geralt? E și măcel. Oul, un cal, aulul, se pare că chiar e nașpa. Ce naiba s-a întâmplat aici? Adică tocmai am auzit niște țipete. Opa, ăsta era nici ce-i pățit. Dar și erau bandii sau care a faza? E, bă, un killer n-avea cum să facă, mă, așa de repede. Throat torn open by man-like jaws, man-like, except for long fangs. Ok. Busted ribs, blood from the ears, took a solid hit, massacred by a vampire. Not an echimora, though. Mamă, dar chiar a... Mamă, dar repede s-a mișcat, mă jur. In the cellar, gotta be. Attacker had no trouble knocking over the cart. Ok, asta înțeleg nu e pe aici, dar îmi place cum se aruncă așa Geralt. Opa. A, și chestia asta pe stăbiolul, ce s-a auzit așa? Mă, tocmai am fost aici și tocmai s-a auzit un fel de... Mamă, doamne, deci s-a auzit ca un fel de sabie așa, nu știu cum se... Acum ce față are Geralt, acum. Aoleo, ha mă! Aha, aha. Te-am prins, gata, ți-am dat maxima. Mă, cum mă, uite cum ți-e, mamă, cât de tare e asta. N-ai murit, mă? Killed all these men to get to the body. What was she doing at the table, though? Vampire blood. Mamă, oarecum e, mamă, dar asta e urât rău, vine să și vomit. Stinks. Da, doi, you don't see, it's a corpse, Geralt. E un corp, deci da. Body was quartered just as I thought. O să examine the head. Laid in water for some time. Head swollen and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch bulging with coins. Nilfgaardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. Ok, examine the server hand. Third hand. A spare. Except it's clearly not. Dar ce vrea să facă cu mâna exact? Asta nu m-am prins. How's this possible? Still warm. Aoleu, mamă, nu mai, mamă, vine să vomit, frate. Mamă, și mișcă. Ha. E dezastru. La ce să mă examinăm? Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. And boom. Finally. Murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. A
But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Pomeran to get me in to see the Duchess. Am înțeles. Băi, e nașpa ce se întâmplă pe aici, deci un vampir. Am dat la acea parte pentru că YouTube-ul nu permite să arătăm, forme, sâni, chestii de genul ăsta. Nu știu de ce interzice YouTube-ul treaba asta, pentru că face parte din corpul nostru, adică face parte din ce al nostru, adică nu e ceva scârbos sau chestii de genul ăsta, dar... e ok, înțelegem YouTube-ul ăsta, putea și mai bine, dar asta e, dar dacă, de exemplu, eu aceste poțiuni o să scadă foarte mult din viață, așa că RIP. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As we'll soon see. Someone's gonna fight a Shalemar? Mama, ce-i fac ăstuia, frate, săracul animal, lăsați-l în pace, bă! The beast is a gift from the Emperor, no less. This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort of the arena in Nonio. There, a nice thing for the Shalemar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shalemar might have been lame. Who knows? Only a witcher has a real chance against a healthy Shalemar. And that's not even every witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd? Plain irresponsible. Let's go. Geralt, te iubesc când spui let's go. Deci răspoarta asta cu deci vorbăraia asta mi se pare inutilă, bă, vreau să vedem acțiune, mă. Ia uitați-l pe Geralt. Gregoire de Gorgon. Asta e ca un fel de easter egg pentru Game of Thrones. Sezonul 1. Și asta e de fapt aia, Cersei, aia care avea corunța aia pe cap. It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. Bă, dacă ăsta poate să bată Dunul singur, eu am respect uriaș față de tânărul luptător, ca să zic așa. Mamă, dar asta e prea, nu, e greu. E greu că pentru că e făcut din piatră. Got a bad feeling about this. Și se mișcă foarte rapid, iar monstru este imprevizibil. Da, deja gata, da. Nu, n-are șase să-l bată singur. E surprinzător faptul că nu l-au murit acum, dar încă nu te bucura, omule. Mai întâi bate monstru, după care... Ești tu bucură-te de victoria... victoria câștigată, ca să zic așa. Ma... Eram sigur că așa o să pățească, dar eu v-am zis. Nu... Băgați oameni în cușcă cu moștri, dar... Na, ce joc m-a ascultat pe mine? Ne... Ne... Hai mă, Baron Palme... Ok, hai să luăm un queen. Mamă, ce-a ratat asta să-mi bat piciorul. Hai mă, mă, ce dă dracu jegos. Am dat acolo un gheză, numai în gheță a fost. Gata mă, hai că l-am bătut. L-am bătut, în 3 mișcări l-am bătut și eu pe ăsta. Bravo mă! The Shalemar
twice defeated by Geralt of Rivia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. Master Geralt, do what you must. Finish the deed! Nu știu dacă e cea mai bună decizie, dar e una corectă. The fight is done. Praised be the victors. Guillaume, the lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Mamă, se aude ceva. A, e poarta. Mă, dar cum am auzit-o, fate, deci chiar din partea stângă a venit. Da, cum am zis, așa. Deci nu, căștile astea sunt chiar foarte bune și chiar e 7 punctul real. 100%, frate. Ok, băiatule. Geralt, magnificent, breathtaking. Your grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop, for we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival, had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your grace. My contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. Okay. Let's find Damien. Damien. Okay, băi, deci... deci dacă sunteți low budget... Și eu știu, nu vei să băgați, eu știu, bani în căști și așa, Sonic genul 141 este alegerea corectă, aș putea spune. E foarte, sunt foarte tari, atât spun. Wish to see Dandelion, your grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace, Witcher. Greetings. Yes, sorry to have to tell you, but the guardsmen handling the last victim's body. I know already. The creature in the cellar of Corfo Bianco. Was it the beast? No. A Bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corfo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it, nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true?
do witchers usually demand? That which you find at home, yet did not expect. Not always. Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and a sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. But Corvo Bianco, isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. Mama, am crezut că o să mai termină cu vorbirea asta. N-am mai lăsat-o pentru că deja era prea mult. Așa că... Opa! Your Grace! Oh, shit! Ce faci asta? Așa, așa că să vedeți și noi, eu știu, puțin acțiune, eu știu, un gameplay, ceva, pentru că de asta ați venit aici, nu ca să auziți tână și neliniștit. Și what the fuck is... is cu grafica aia, bă? Your Highness, I... Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Nu știu ce a pățit asta, nici nu mai știu ce dracu era. Dar a rămas cu rochia în mână. Mamă, dar disperate sunteți, bă! Parcă s-a căcat pe brochea aia, ești nebun. S-a căcat pe aia. Și-a dat pantalonii jos și s-a căcat. Păi ia! Păi ia! Așa, ce te-a mare grijă cu... firul asta. Încă e belea mare. Dar nici nu cum se vede, că se vede, poate reuși să-l pun așa, să nu mă deranjeze. Așa e că nu mă deranjează acum, e perfect. Mă, dar s-a nebunit de tot? Unde te duci cu coană? Ți se văd chiloței, bă! Mamă, dar turbat asta. Mai că jocul se mișcă ok. Nu știu de ce am avut puțin lag înainte, dar acum totul e stabil. Așa, și sper să vă placă din tot sufletul acest gameplay. Nu știu dacă o să las chiar toate, nu știu, cinematicul alea în care au vorbit foarte mult, dar o să vă las așa cât să înțelegeți voi despre ce se vorba. Mamă, da, uitați-vă și voi, dar, na, poftim. Ce vreți mai mult de atâta, bă? Calitate aveți. Băi, deci... doar uitați-vă și voi cu la cum se vede, deci... Băi, n-am cuvinte, frate, n-am cuvinte. Dar acum, când a așteptat asta, din cât am auzit, deci au auzit o grămadă de lucruri despre noi, au auzit și despre Dandelion. Ok, sunt chiar curios ce dracu vrea asta și vedeți și voi cum sunt oamenii așa îmbrăcați, frumos, sunt stilați. Dar cred că și gameplay-ul ăsta o să fie cam pe sfârșit. Ce să decid? Mamă, de mă enervează că e chestia asta ca în greoaie, știi? Și trebuie să gen să o fiu foarte atent cu ea. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there. Look. Așa. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton.
Once you have Fish and Horn, find me among the other Phoenix encounters. All clear? Then let's get to it. Am înțeles. Ok. Look for unicorn. Dar cred că aici o să mai greabă o să vă arăt doar un gameplay și o să mă uit doar așa la peisaj, pentru că îmi place foarte mult, de ce nu, apreciez câtă muncă au depus developerii într-un singur DLC, nu cum fac, eu știu, alte jocuri, eu știu, gen Bethesda, în care, eu știu, scot ăștia un DLC și pun la 60 de euro, pentru că e DLC în șmecher la Fallout. Nu, frate, deci ăștia chiar au depus multă muncă și chiar se vede treaba asta. Deci fiecare decizie pe care o iei. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de ce am spus eu când am jucat Witcher 3 normal, când eram în Skellige. V-am zis că fiecare, eu știu, părticică din acest univers, deci fiecare oraș are, nu știu, mentalitatea ei, nu știu, sunt oameni diferiți, gen cultura lor e diferită, mentalitatea lor, modul cum te bagă în seamă, ca să zic așa, eu nu... Da, deci sunt diferite, frate, și chiar asta, treaba asta m-a apreciat foarte mult, pentru că chiar s-a depus și nu e, eu știu, linear, adică nu toate personajele sunt la fel, nu, sunt, efectiv, fiecare oraș este diferit, da, deci e super marfă, îmi place treaba asta și ia uitați cât de mișto arată. Bă, ce pot să zic este că arată bine jocul. Și se aude 7.1 clar. Așa. Ca să facem așa un rezumat la tot ce am discutat și la tot ce am vrut să vă arăt, este că dacă, eu știu, sunteți, aveți un low budget, adică nu vă permiteți, știu, microfon, eu știu, Blue Yeti sau Snowball sau mai știu eu ce fel de microfon, și aveți nevoie de un microfon decent, eu cred că e mai mult decât decent, să faceți YouTube, puteți să luați căștile Somic G941, sunt căști foarte bune, e doar USB, deci nu vă mai trebuie, eu știu, jack sau cum forțăm eu înainte, dar nu știu dacă se pronunță așa sau se pronunță așa, never mind, deci USB, puteți să-l băgați pur și simplu și cam asta este. O notă acestor căști le-aș da un 9.5, cred că aș da, așa că na, dacă sunteți săraci și vreți să faceți YouTube, să aveți o calitate, eu știu, a microfonului una de foarte bună, luați aceste căști. Eu v-am pupat, să aveți o săptămână grozavă, pentru că o să ne vedem joia viitoare și de data asta vorbesc serios, nu mai facem, eu știu, chestii de genul ăsta, că postăm miercuri, nu, frate, clipurile o să fie postate în fiecare joi de acum încolo, da? Așa că v-am pupat, să aveți o săptămână cât mai grozavă, să aveți grijă de voi, cât de nu are nimeni. Pa, pa!